10 ani. Suntem așa de îngândurați. Suntem așa de mici în fața adunării lui Dumnezeu. Suntem așa de neînsemnați, noi ăștia. Dar, frățiile voastre, sunteți așa de frumoși. De aceea, dragii noștri frați, parcă ne trece cuvântul lui Dumnezeu prin fiorii noștri, prin viața noastră, că încă nu suntem vrednici de această chemare cerească care ne-a făcut-o Dumnezeu nostru. În veacul acesta, de pe urmă, în vremea aceasta, când aleargă în galop rămașul lui Dumnezeu, să piardă orice credință și orice nădejde pentru viața veșnică a lui Dumnezeu. Mare este războiul acesta cu acest vrăjmaș, care cate să pună picioarele lui pe gâturile noastre și vrea ca să dărâme nădejdea mântuirii omului pe care Domnul Iisus și-a dat viața să răscumpere neamul omenesc. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că a zugrumat porțile iadului și a scos de acolo pe toți aceia care murise în veșnicie cu nădejdea izbăvirii lor. Parcă așa este și astăzi la noi. Tot acest Mântuitor, tot acest cuvânt, tot acest Fiul al lui Dumnezeu vrea să ne scoată pe noi din ghearele vrăjmașului diavol, pe toată omenirea vrea. O, Dumnezeule, da, știi că, spunea un frate, că nici noi n-am fost altfel ca așa ceștia care zace în cel rău. Dar bunătatea lui Dumnezeu o vedem că este și încă este și ne dorește să ne ia de pe pământul acesta acolo sus. Dar mai avem de luptat, mai avem de plătit păcatele noastre și mai avem de pus la viața noastră temeiul acesta pe care Dumnezeu îl caută de la noi. N-aș vrea să rețin timpul adunării, dar vreau să citesc ceva, o învățătură de-a lui Părintele Iosif, pe care ne îndeamnă ca să luăm hotărârea noastră în viață și o ducem la capăt. Puțin vreau ca să citesc aici, dar nu pentru noi citim care suntem aici în locul acesta, pentru cei care zace în cel rău, pentru ei citesc ce vrea să spună Părintele Iosif. Dacă ai crede cu adevărat, nu te-ai împăcat cu toate păcatele,
Eu te întreb, ce fel de credință este aceasta cu care sudui, cu care te înveți, cu care minți, cu care înșeli, cu care îți petreci în lume, cu care trăiești în lume și cu care te împaști cu toate păcatele? Aceasta nu mai este credință, ci o minciună de suflet pierzătoare. A crede cu adevărat înseamnă a te răstigni împreună cu Hristos, a muri împreună cu El și a învia la o viață nouă împreună cu El. A crede înseamnă a muri față de lume și față de păcat și a fi viu pentru Dumnezeu în Iisus Hristos. A crede înseamnă a te preda, a-ți preda viața cu totul Domnului și a o pune în slujba Lui, căci tu nu mai ești al tău, ci al celui care te-a răscumpărat cu preț mare. A crede înseamnă a schimba a face schimbare din temelie a vieții tale. După ce l-ai primit cu adevărat pe Domnul, așa cum s-a schimbat și Zacheu, vameșul după ce a intrat Iisus în casa lui. A crede cu adevărat înseamnă a avea pe Dumnezeu, pe Domnul în viața ta, a trăi cu El, a vorbi cu El, a te sfătui cu El, a nu face nimic fără a-L întreba pe El și fără a asculta de El. A crede cu adevărat înseamnă a atinge culmea pe care a atins-o Sfântul Apostol Pavel când zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Credința celor mai mulți oameni este o credință slabă și bolnavă. Precum am mai spus, nici o virtute nu este așa bolnăvicioasă ca și credința Apostolului Toma. Apostolul Toma și-a vindecat credința pipăind rănele răstignirii. Să cădem și noi cu credința noastră cea bolnavă la picioarele lui Iisus și să pipăim rănele cuilor, adică să ne adâncim credința în jertfa crucii, în credință și în înțelegere că Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi și învierea noastră la o viață nouă. O credință sănătoasă, vie și lucrătoare are numai Cel ce l-a aflat cu adevărat pe Domnul și a căzut la picioarele Lui, strigând cu Sfântul Apostol Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, fii Tu de acum stăpânul meu, fii Tu Domnul meu, fii Tu poruncitorul meu și cârmuitorul vieții mele. O credință slabă și bolnavă se poate vindeca numai la crucea lui Iisus. Ce dar mare este credința! Orice vom cere prin ea, ni se dă. Puțin se cere de la noi să credem și ce mult ni se dă, iată o pildă. În anul 1907, pe străzile Londrei, un om începu a striga, haideți, cumpărați o liră de aur, un galben englez se vinde numai cu 5 bani, ca și cum s-ar cumpăra azi un galben cu 5 lei. Oamenii începură a râde, nimeni nu credea această vestire. Unde s-a mai pomenit un galben cu câțiva bani? Lumea credea că negustorul vinde bani de nichels auriți, de jucării pentru copii. Câțiva își cumpăraseră astfel de galbeni ca jucării pentru copii, dar mergând acasă, văzură că auritura nu se spală, întrebară pe un alt jucător. Și acela le spune,
că sunt adevărați galbeni din cei mai fin și scump aur. Alergară în fugă mare să mai cumpere, dar negustorul dispăruse. Se făcu o mare mișcare între oameni. Toți ar fi cumpărat acum astfel de galbeni. Dar negustorul dispăruse, așa. În cealaltă zi, un ziar din Londra publică următoarea înștiințare. Negustorul, care a îmbiat ieri pe stradă galbeni cu un preț de nimic, sunt eu. Iar prin aceasta am voit să arăt oamenilor o pildă despre credință și necredință. Cei care au crezut vestirea mea s-au ales cu un mare câștig, cumpărat cu un preț de nimic. Așa și cei care cred în Dumnezeu și trăiesc o viață după cuvântul Evangheliei se vor alege cu câștigul vieții veșnice, iar cei care n-au crezut vestirea mea sunt necredincioși, sunt cei care nu vor să cumpere nici măcar cu un preț de nimic credința, comoara cea neprețuită a Împărăției lui Dumnezeu. Am citit din cartea aceasta, scumpii noștri frați, că poate că putem și noi să luăm aminte sau poate că lumea aceasta care, așa cum am spus, că zace în cel rău, ar putea să audă ce preț, cu ce preț vin de Dumnezeu Împărăția Lui. Și exemplul a fost acesta cu acest negustor pe care o arăta Părintele Iosif. Așa se vinde Împărăția lui Dumnezeu, fericit de acela care se leapădă de toată urișiunea pustiirii care este astăzi și se leagă de Dumnezeu cu legământ, acela câștigă cu nimic Împărăția lui Dumnezeu. Acum vreau să citesc ceva pentru noi care suntem aici. Spune Sfântul Apostol Petru, în 1 Petru, capitolul 2, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate a lui Celui ce v-a chemat din întuneric la lumină. Ce frumos ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Petru. Ce frumos caută El ca să ne înfățișeze starea noastră, aceea care am fost chemați din largul lumii, din toată strigăciunea lumii am fost chemați aici, în adunarea voastră Domnului, în adunarea lui Dumnezeu, am fost chemați aici. Ce nume frumos ne pune nouă acesta cuvântul lui Dumnezeu? Voi sunteți ca o preoție sfântă, un neam ales, un neam ales din stricăciunea omenirii, acolo unde ziceam, nu a dus aici harul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu și ne face așa de vrednici și așa de mult ne dedică cuvântul lui Dumnezeu când facem ascultare de El, când îndeplinim cuvântul Lui așa cum ne-l arată aici Sfântul și Cuvântul lui Dumnezeu. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaseră îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Noi am fost. Noi am fost. Aceia care
Nu ne dădeam seama ce facem, dar acum ne dăm seama. Ne aducem aminte de stricăciunea și de necredința noastră, cât de mult l-am supărat pe Dumnezeu nostru. Acum ne aducem aminte și cuvântul lui Dumnezeu ne ridică la starea aceasta, ca să ne fie groază, ca să mai păcătuim, ca să ne îngrozim. Pune împăratul David în psalm acolo, cutremurați-vă și nu păcătuim. Să ne cutremurăm, că vrăjmașul diavol ne îndeamnă la starea aceea, vrea ca să ne ducă în împărăția lui, în iadul cel cumplit. Aceasta este alergarea, aceasta este truda lui care se trudește cu cei credincioși. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Iată ce poruncă ne dă cuvântul lui Dumnezeu la toți, să ne ferim de poftele firii pământești care se strică și care ne stricăm când umblăm cu ele. Dragii noștri, fraților, parcă până aici nu a dus cuvântul lui Dumnezeu, parcă până aici nu a dus chemarea lui Dumnezeu în adunarea aceasta. Și mă gândesc cum răspângea cuvântul Domnului Iisus din vremea când era pe pământ, cum îl căuta ca să îl desminte, să zică că are drag. Așa spunea poporul de vremea aceea, sau mai mare poporului, așa spunea că acesta cu duhul diavolului face minuni. Așa este astăzi cu lucrarea oastei Domnului. Așa este astăzi că nu se crede că cei care trebuie să strige, că cei care trebuie să îndrume, că cei care trebuie să destăinuiască cuvântul lui Dumnezeu și să învețe noroadele, tocmai aceia se pune împotrivă. De ce? Pentru că aleargă și dă crezare mai mult vrăjmașului, aleargă împreună cu Duhul cel rău, ca să nu iasă la lumină omenirea de sub puterea vrăjmașului, ca să nu iasă de acolo și să vină la lumina lui Dumnezeu, la învierea lui Dumnezeu, ca să înviem și noi viața noastră. Dragii noștri frați, de asta am zis că sunteți așa de frumoși în viacul acesta care este așa de urât, să mergem să facem cumpărația aceasta, să mergem la o adunătură de lumea largă, să vedem acolo ce este și să ne uităm la noi aici, cum ne-a scos de acolo și suntem aici noi, așa de minunați, așa de fericiți, care și îngerii doresc să privească starea omenirii noastre, starea proprietății noastre pe care Dumnezeu ne-a chemat aici. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu și dorim de aici să ne iei moartea, de aici, de viața aceasta curată pe care o cere Dumnezeu nostru, să trecem în veșnicie, că nu este moarte pentru cel credincios, este fericire, este bucurie, că se dezbracă de toate acestea care ne-am luptat poate cu ele și noi. De aceea mulțumim lui Dumnezeu și dorim pentru frații aceștia, tineri ai noștri care începe viața de astăzi, care dorește să înceapă viața de astăzi. Astăzi trebuia să fie cununia, dar astăzi suntem în sărbătoarea aceasta, chiar dacă nu s-a făcut această slujbă, dar suntem în pragul acesta. De la cununie înainte e viața lor și viața lor, am arătat aici, că ei trebuie să pună mâna pe cartea lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu,
că este îndrumarea vieții lor. Slăviți fie Domnul!